Bună ziua, bine v-am găsit, suntem pe data de 21 mai 2023. Ieri am schimbat un pic metoda de tratament, să zic așa, adică am pus acest înălțător la colonii licuvăros și să vedem ce s-a întâmplat. Suntem în ziua 11 în care am început tratamentul. Nu mai ridic corpurile fiindcă am eu niște probleme, dar în schimb putem verifica fundurile. De data trecută, zic că arată bine. Parcă a mai scăzut un pic, dar cât să fi scăzut? Hai să fie 40 de larve. O mai fi și pe... O mai fi și pe plasă, dar cum am spus, acum nu o să mai ridic stupul. Dar așa pe fund vom putea vedea exact care e evoluția. Sunt cam 4 zile. Estimarea mea este că a scăzut larvele cu ceva, au rămas mult mai puține față de ce era cu o săptămână. Și am mai văzut ceva la Urbiniș. O larvă mai proaspătă, scoasă, moale, cu toate că era moartă, dar în fața urdinișului nu mai sunt larve scoase. Așa că văd că a scăzut foarte, foarte bine și acum să vedem cum a luat siropul cu hrean, că asta mă interesează. Dacă metoda asta cu înălțătoarele funcționează, păi o să le facem, fiindcă aceste înălțătoare, știți cât costă dacă îl faceți? Eu am calculat că iese dintr-o foaie, ies două înălțătoare și asta înseamnă că o foaie eu o cumpăr acum cu 10 lei, deci un înălțător te costă undeva la 6 lei cu șuruburi cu tot. Ar fi ideal. Arată bine. Ia să vedem cât au consumat. Mai albinuților, deci n-ați mâncat chiar tot. Dar, iată. Deci au consumat foarte bine. Ați văzut filmul de ieri, iată. Cât au consumat acum. E perfect. Deci asta o să umplem în fiecare zi și acum o să-și ia ele cât vor. Cât vor ele. Bun. Să aduc siropul. Am adus siropul și cum mă gândeam, decantează un pic hreanul, da? În mare parte o să-l ia. Și atunci ce fac eu ca să curăț, întorc borcanul așa în partea de jos și mă uit. E perfect. Da? Nu se... Adică curățăm capacul acela de decantare cum ar veni. Bun, și acum eu deschid, da, perfect, nu rămâne foarte mult, foarte puțin rămâne. Umplu borcanul.
Deci, în zilele următoare merită să fac aceste înălțătoare pentru a hrăni albinele. Am întors borcanul cu capacul în jos. Punem deasupra coloniei și gata. Vă dați seama că această metodă de hrănire e super faină. Acum, fiindcă știu cam cât consumă, iată, am loc aici pentru izolație, da? Și ce fac? Eu o să le pot înveli și borcanul. Acum o să fie un pic mai călduț, așa. Și ieri nu știam cum să fac cu sita asta, cu podișorul ăsta, dar el se poate pune deasupra fără a face canturi sau alte lucruri. Acum am învelit borcanul, iată, foarte bine ia. Și acum pur și simplu a accelerat consumul de sirop medicamentos. Atâta că trebuie să fiți un pic precaut aici, mai lejer așa. Haideți să mergem și la stupul celălalt, o să vedeți și acolo. Acolo mai aveam eu un cat. Aici, o să scot și aici fundul. Așa, să aduc ce-mi trebuie. Bun. Prima dată o să scot fundul, sertarul mai bine zis. Aici ceea ce îmi place este că au cam dispărut acele elemente maron, cenușii. Încet, încet se curăță foarte bine. Bun, bine, colonia este mult mai mare. Adică mi s-a părut mai mare ca cea din față. Dar sper că și aici siropul e luat tot așa foarte bine. Și nu o să-l scutesc. Bun. Așa. Cum ar fi ca în câteva zile să te uiți, hop, n-a mai căzut nimica. Atunci o să ridic corpul cu cineva, nu singur, nu o să mai ridic corpurile singur. Mai în glumă, mai în serios, am trecut pe la urgențe, așa că mă feresc un pic de efortul fizic. Bun, aici e surpriză, dar știu că e colonia mai mare. A golit borcanul aproape în totalitate. Așa. Și o să-l umplem și lui. Acum dacă îi dau așa cu acest ritm siropul, vă dați seama că e cu totul altceva față de ce dădeam eu un rame. Aici e altă viteză. Hreanul a decantat, dar își ia el, cum să zic eu, atâta cât îi trebuie. Mâine o să-i umplu de două ori borcanele, fiindcă mai am aici pe
un dugăleț, un pic de sirop. Ăsta îl împart mâine dimineață. Împart mâine dimineață și după aceea o să fac altul, dar cu o compoziție ușor diferită, fiindcă voi introduce și uleiuri esențiale. Bun. L-am dat și mâine o să fac un alt tip de sirop medicamentos. O să aibă și uleiuri esențiale. Bun. Cam atâta. Încă nu știu ce să zic. Lucru bun e că ia siropul în mare fel, adică îl ia la greu așa. Un mare câștig e folosirea asta de a hrăni. Bun, cam atâta cu ziua 11, de la constatarea celor două colonii cu văros. Eu totuși cred că o să fie bine până la urmă, dar vom vedea, și mergem înainte. Până data viitoare, numai bine!